Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. În Parlament, în plenul celor două camere, se discută, după ce a trecut de comisii, legea bugetului pe anul 2021. Acea lege care stabilește cum se împart banii până la rectificare și după rectificarea din vară, cum se împart banii țării. Banii țării, banii noștri. Cum se împart banii în România. Cine anume primește la salarii, cine anume primește la învățământ, cine anume primește la sănătate, cine anume la transportul și așa mai departe. O să avem legături telefonice, nu asta e problema. Vreau să vă spun celor care vă uitați la emisiunea mea că este cel mai greu an din punct de vedere al bugetului țării. În 1993, cred, pe vremea guvernării patrulaterului roșu, Nicolae Văcăroiu era premierul țării. Cu respect, dacă se uită la emisiune pe Neanicu Văcăroiu, îl salut cu tot respectul, unul dintre cei mai buni politicieni pe care i-a avut România în ăștia 31 de ani de după Revoluție. Deci, premierul țării era Nicolae Văcăroiu. România nu avea bani nici de WC-ul public. Bă, dar nici de WC-ul public. Visteria țării avea vreo 400, dacă mi-aduc aminte, de milioane de dolari, că și nu exista euro. 400 de milioane, nu miliarde, milioane. Acum, eu era haos. N-aveam cum să trecem iarna 93-94, că nu era petrol. Nu aveam cu ce să trecem iarna. Dar și atunci, premisele bugetului ca lege nu erau astea de acum. Credeți-mă că sunt în cunoștință de cauză, știu ce vorbesc. România nu a avut o dificultate bugetară atât de mare cum are anul acesta, cum este acum în dezbatere, n-a avut niciodată. Sunt foarte puțini în presă care vă pot spune asta, pentru că sunt foarte puțini care cunosc istoria pe bune a acestei țări în ultimii 31 de ani. Istoria neromanțată, nefabricată. Sunt foarte puțini gazetari care au trăit-o, care au fost acolo, în epicentru, fie în Parlament, fie la guvern, fie în interiorul marilor centrale sindicale, Cartel Alfa, BNS, CNSLR, Frăția și altele, Meridian și altele. Oameni buni, repet, ce se discută acum în Parlament este începutul unui an bugetar dramatic. Singura mare speranță a României sunt banii de la bugetul european. Povestea pe care mulți o cred de frații Grimm este reală. Europa are fonduri pentru redresare economică a țărilor membre. Acum intervine povestea dramatică, cu adevărat dramatică. Avem o clasă politică în stare să aducă banii la București? Prima întrebare. A doua. Avem o clasă politică, virgulă, care să nu mai tolereze jaful și furăciunea din ultimii 31 de ani? A doua întrebare. Avem o clasă politică, virgulă, care să decidă corect prioritățile, unde ducem banii, către salarii, către pensii, către alocații, către locuri de muncă, către subvenții acordate marilor întreprinderi de stat pierzătoare de bani. Vă puteți imagina unde suntem? Și atenție, vorbim de salvarea țării cu bani europeni. Dacă astăzi n-am fi țară, în situația de azi, nu am fi țară membra a Uniunii Europene, știți gestul, da? Capul, securea, e din actorul și sălbaticii, capul mi-l aduci mie să-l identific, da? Aici am fi, fraților. Șansa, este că suntem țară membră UE. Bună ziua, bună ziua, domnul Romașcanu, mă auziți? Bună ziua, vă aud, da. Vă mulțumesc mult, domnul Romașcanu este în plenul reunit, s-a dat o leacă mai deoparte ca să poată să vorbească cu dumneavoastră. Ce putem obține mai corect și mai la, cum să zic, subiect decât o declarație, un punct de vedere al unuia care, nu numai care are drept de vot, are și drept de discernământ acolo, pentru că reprezintă la vârf Partidul Social Democrat. Domnul Romașcanu, vă întreb, nu știu că ați auzit introducerea pe care am făcut-o. Vi s-a părut că am greșit vreo silabă? Nu, doar că s-a... Mă rog, ai folosit cum s-a împământeit, din păcate și din nefericire pentru clasa politică, punerea la grămadă a tuturor reprezentanților. Da, corect. Oprește puțin, Lucian. Are dreptate parlamentarul PSD.
Are, domnul ministru, domnul parlamentar are dreptate. Am folosit la grămadă. Clasa politică în mare parte a făcut ce am spus eu. Au fost și în actualul parlament sunt foarte mulți oameni care nu merită prezentarea, expozeul meu de început de emisiune. Corect, am făcut corecția. Mulțumesc mult. Nu zic că suntem toți feți frumoși, singura, cum să zic, adevărul trebuie spus așa cum e. Dacă suntem o clasă, în orice clasă există și premiani și loaze, cum spunea profesorul Ignaște pe vremuri. Din nefericire, cei care ne conduc, și nu e doar o declarație politică sau politicianistă, și-au dovedit inadecvarea în acest moment, pentru că știm cu toții că s-a făcut public draftul de buget. Este un buget al austerității, este un buget care, cum ar spune domnul Isărescu, funcționează prociclic. Atunci când ești în criză, trebuie să mărești veniturile pentru a reporni economia. La noi vedem austeritate cap-coadă. Vedem un buget care probabil e făcut să fie în vigoare doar 9 luni de zile. Așteaptă toți cu nerăbdare o eventuală rectificare ca să mai corecteze ce mai e de corectat. Nu există niciun fel de simpatie, empatie față de zonele sociale, față de învățământ, față de sănătate. Și era, mă rog, în linie cu declarația domnului Cârciu. Nu înțeleg de ce l-a votat lumea atâta timp cât spune că sănătatea și educația nu reprezintă o prioritate. Încercăm acum să corectăm. Este foarte greu. Foarte greu, că nu aveți majoritate. Votului funcționează și asta e democrația. Fără doar și poate. O să ne spunem punctele de vedere. O să avem, sper, suficient timp, deși este foarte mic. Avem doar 6 de minute de dezbatere în total. Și o să fie pe bugetul Ministerului Dezvoltării doar de 300 de minute pentru vreo 2400 de amendamente. Nu este sub nicio formă o încercare de blocare a Parlamentului, nici vorbă, există amendamente cu substanță acolo. Sperăm să susținem cât mai multe dintre ele și amendamente vitale totuși să treacă. Lucian, te rog frumos să rămâi. Da, iartă-mă, vrei să spui ceva? Nu să mai pot să stau decât 2-3 minute, că trebuie să fiu de la început acolo. Bine, atunci facem așa. Te întreb acum ceva, răspunzi în măsura în care dorești și apoi îți mulțumesc mult. Repet, stimați telespectatori, nu este o sfidare la adresa dumneavoastră celor de acasă pe care parlamentarul PSD o are. Nu. Este doar o situație obiectivă și am mulțumit la început lui Lucian pentru intrarea în direct cu dumneavoastră. Este în plin proces de dezbatere în plenul reunit al camerelor a Parlamentului, a bugetului pe 2021. Te întreb așa, e adevărat că există șanse, l-am auzit chiar pe un lider al deputaților PNL, Lucică, că e posibil ca, virgulă, cu votul vostru, al ălora de la AUR și, atenție, al UDMR-ului, să treceți amendamentul privind transportul pe calea ferată al studenților? E posibil, mai ales că este susținut de un semidizident al liberalilor și anume de Florin Roman, fostul lider al deputaților. Eu cred că există în acest moment un moment al adevărului, pentru că până la urmă, independent de ceea ce se vrea la nivel politic și dacă o construcție de buget e făcută de coaliție, în mod normal coaliția trebuie să alinieze, dar sunt lucruri punctuale, cum este transportul, cum sunt alocațiile, cum sunt investiții în spitale și așa mai departe, care în mod normal ar trebui să fie votate pentru țară, nu pentru că sunt dintr-o parte sau din alta. Tu cunoști... Sper să avem genul ăsta de surprize plăcute și să le vedem... Tu cunoști foarte bine și sunt și gazetari care cunosc foarte bine, îmi place să cred că mă număr printre ei. Tu cunoști foarte bine maniera în care a gestionat politica țării UDMR-ul de fiecare dată. UDMR-ul niciodată nu a făcut lucruri care să-i fie imputabile într-o viitoare guvernare cu PSD-ul, ca să dăm un exemplu. Acum te întreb... Ei sunt și trebuie să recunoaștem acest lucru, niște oameni trimiși în Parlament de minoritatea maghiară au foarte mare grijă cu obstinație de nevoile acestei minorități. Din punctul meu de vedere, nu toate sunt în linie cu ceea ce ar trebui să întâmple unitar în România, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i apreciem pentru ceea ce fac. Această introducere am făcut-o ca să te întreb, e posibil ca UDMR-ul să iasă din linia de politică a acestei coaliții de dreapta și să voteze tocmai într-o perspectivă pe care am constatat-o a fi, cum să zic, plauzibilă oricând s-a evit ocazia în ultimii 31 de ani, guvernarea și cu voi, cu stânga, cu socialdemocrația și cu dreapta, cu PNL-ul, să voteze, să iasă din linia alianței să voteze acest amendament? Păi, numai de vreme de acum câteva zile au votat sau abținut
la legea privind anularea pensiilor parlamentarilor, deci au ieșit din logica alianței, pe o chestiune fundamentată de dumnealor atunci și cu care nu putem să nu fim de acord, și anume că trebuie luată în ansamblu toată această sumă de pensii fără contribuție. S-a pierdut legătura telefonică. Iată, mi s-a părut că s-a... Lucica, mai zi o dată ce ai spus că era important și am avut un drop-out pe sunet. Da, deci s-au abținut la legea pensiilor, da, corect, parlamentarilor. Deci au ieșit din logica coaliției. În acest moment e posibil orice. Repet, cu mici schimbări, bugetul nu va fi un buget bun. Dar măcar în zone esențiale ar trebui să fie un buget care să satisfacă aceste nevoi. Eu îmi doresc să avem niște amendamente trecute, avem și noi câteva generale, avem foarte multe în zona de anexe. Acum o să vedem. Nu e... Hai să-ți fac așa hatărul și să-ți fac un pic pe plăcere, meriți pentru că ai fost alături de telespectatorii emisiunii mele. Dacă ai fi votul tău ar fi votul de aur și cu el ai decide să treacă unul din cele 3.000 și 4.000 de amendamente, votul tău l-ai folosit, acest vot de aur, l-ai folosit pentru ce amendament? Unul singur. Nu, e greu să spun unul de genul ăsta. Asta întreba. Ar fi cei mele celei mici. O să-i dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută, mulțumesc. Să-i dea Dumnezeu tot sănătate. Tot ce ține de educație aș trece. Noi avem un amendament care dă 5% din PIB la educație și 1% la cercetare. Poate că acum, în acest context și mai ales plecând de la premisa că educație e pilonul pe care construim tot ce avem în rest, aș vota un amendament pe educație. Îți sunt, sunt alături trup și suflet. Un popor needucat n-are nici sănătate, n-are nici transportul, n-are nimic. N-are nici viitor. Exact. Să-ți trăiască fata și cu ocazia asta îi spun la mulți ani ficei tale ce mărțișor frumos, ți-a adus. Și bărbații primesc mărțișoare. Păi asta zic, sunt zone etnofolclorice unde bărbații primesc mărțișoare tot de 1 martie și iată ce mărțișor a primit Lucian de la doamna lui acum ce vreme în urmă când i-a adus-o pe fiică sa cea mică acasă. Bravo! Să vă dea Dumnezeu sănătatea amândurilor, adică și ție și doamnei și copiilor voștri. Mulțumesc din suflet. Trebuie să plec că m-au... Fugi! Am înțeles. Salut, Raul. Ce faci, tată? Cum e? Uite ce să fac. Numai ce am terminat unele din treburile de la spital și mai trebuie să mai întorc la câteva zițele. Da, te întreb și pe tine, dacă ai fi parlamentar, ca să leg puțin discuția de ce am discutat cu domnul Romașcanu, dacă ai fi parlamentar, ai fi acum în Parlamentul Țării și ai avea votul de aur pentru un singur lucru care trebuie musai votat, dar nu din amendamente, că tu nu poți să votezi, sau din amendamente, din ce vrei tu. Uite, tu ți-ai dorit cu votul tău de aur să treci un anumit lucru în bugetul țării. Ce ai trece? Unul singur. Aș cere mai mulți bani pentru sănătate. Cred că bugetul sănătății, în forma în care este el, nu este suficient, având în vedere că ne aflăm și într-un an de pandemie. S-a văzut clar că anul trecut cheltuielile pe care le-au avut spitalele au fost la un nivel foarte ridicat și așa abia am făcut față. Există unele datorii pe care Casa Națională le are către spitale pentru luna decembrie și ne e foarte greu să ne desculcăm. Iar noi dorim să creștem, da, nivelul serviciilor medicale pe care le oferim pacienților. Suntem în valul 3, să ne înțelegem. Nu că va veni. A venit deja, este aici. Spitalele sunt pline deja și unele din anumite regiuni încep să fie pline. În Timiș suntem plini și pe ATI și pe non-ATI aproape. Și bugetul, în forma în care este el, abia face față celui de anul trecut. Iar noi ar trebui să facem și investiții ca să îmbunătățim acest sistem. Iar eu, dacă aș fi în guvern sau în parlament, pentru asta m-aș bate, pentru mai mulți bani pentru sănătate și ca să fiu concret pentru investiții în sănătate, că sănătatea, Tudor, să știi că nu e un cost, așa cum gândesc majoritatea guvernanților, ci e o investiție. Dar dacă fără doar și poate. Uite ce politicieni valoroși am nimerit în emisiune, stimați telespectatori, nu că am nimerit, am ales și Lucian Romașcanu de la PSD, și domnul Pătrașcu de la PNL au pus degetul pe rană. Educația și sănătatea, priorități zero ale acestei țări. Exact așa stau lucrurile. Dincolo de autostrăzi care sunt necesare, investiții, locuri de muncă, să ne conectăm cu Europa. Păi ce popor să conectăm cu Europa, vorba lui Raul, dacă suntem pe moarte cu toții și analfabeți funcționali, trei sferturi dintre noi, ce să conectezi cu Europa? Ce autostradă să faci? Pentru cine?
ce infrastructură rutieră, ce infrastructură feroviară pentru un popor murimbund în care își fac de cap bolile și în care COVID-ul face ravagii, dacă n-ai spital. Bă, bune, așa stau lucrurile. O să-l sunăm imediat și pe Dan Bucura, pentru că vreau să discut cu ei două lucruri. Nu, o să discut întâi cu Raul și apoi o să-l avem imediat și pe Dan Bucura alături. Raul, dă știrea 2 un pic. Oameni buni, deja la Bruxelles se pune în discuție în modul cel mai serios ca luna aceasta. Mă uitam la 3. Ca luna, da, așa, la 1. Luna aceasta, stimați telespectatori, în martie, Ursula von der Leyen, adică prim-ministrul Europei, zice așa: Europa trebuie să propună țărilor membre, iată știrea, Ursula von der Leyen, UE va propune în martie anul acesta, luna asta, pașaportul de vaccinare digital, electronic, un pașaport fără de care la început nu circuli în spațiu comunitar. Astăzi am auzit o grămadă de scripcari, ăștia care cântă nu după note, cântă de pe după ureche. A, păi stai, domne, că durează. Da, durează. Numai că începutul vedeți pe ecran. Eu și puțini alții ca mine, când spuneam aici și în studio, aici. Băi, atenție, că exact așa va fi cu vaccinarea, care e la liber și nu e obligatorie. Nu este obligatorie. Dar te închizi în casă la tine. De ce? Pentru că la film n-ai să poți să mergi, la mall nu. Într-o țară, oricare ar fi ea, să faci concediu în afară de țara ta, nu, și în țara ta, acolo unde vei fi primit. Că la intrarea în motel, hotel, pensiune, piscină, unde vrei tu, e foarte posibil, fiind țară europeană, să zică: băi, Gheorghiță, da, bă, da, te vaccinași, mă? Nu. Marși acasă, ia scortul și du-te în pădure. Ia spune-mi, Raul, cum e? Nu sunt de acord cu această măsură și spun și de ce, Tudor. Aș putea poate să înțeleg argumentele dacă vaccinul ar fi 100% sigur. Dar având în vedere, da, și eu sunt, atenție, eu sunt pro-vaccinare, ca să ne înțelegem, m-am vaccinat și sfătuiesc toată lumea să se vaccineze cu programare atunci când le vine rândul. Pentru că e foarte important și doar așa putem să scăpăm de pandemie. Însă în condițiile în care vaccinarea nu mi-asigură o rată de 100%, eficiență, că nu voi contracta virusul sau nu voi fi purtător, nu văd de ce aș fi obligat să am un astfel de pașaport. Pentru că eu oricum pot să fiu purtător de virus, da? Pot să nu fac boala, sau să fac o formă foarte ușoară, sau să fac o formă asimptomatică, sau să fiu doar purtător de virus. Și atunci cu ce mă ajută că am un astfel de pașaport, m-am vaccinat, dacă eu pot să transmit virusul mai departe? Prefer, sincer, vechea modalitate în care unele țări cer test PCR la 48 de ore înainte de plecare, decât o astfel de variantă care ar aduce profit, sigur, pentru unele mari companii, că de fapt cred că despre asta este vorba, nu despre a tăia libertăți sau mai știu eu ce, ci au văzut unele companii mari, foarte mari, o oportunitate de a face profit. Nici cu asta n-am nimica. Dar, repet, nu văd utilitatea medicală, pentru că din punct de vedere medical, eu spun un lucru care mă îngrijorează. Noi, la Spitalul Județean, spitalul pe care îl coordonez împreună cu echipa mea, în ultimele zile am descoperit mai multe cazuri asimptomatice la persoane vaccinate. Iar la aceste persoane încărcătura virală era una foarte ridicată. Ce înseamnă asta? Că în terminologie medicală acești oameni sunt super speeders sau super spreaders, mai bine zis. Da. Adică ei pot răspândi foarte departe și foarte mult virusul. Și erau vaccinați. Deci cu ce ar ajuta un astfel de, te întreb la rândul meu, cu ce ar ajuta un astfel de pașaport? Într-adevăr, dacă Ursula von der Leyen a anunțat și cred că a anunțat, că am văzut știrile și am citit și eu presa, probabil se va întâmpla, dar mi se pare un lucru care nu este nici oportun, nu este valabil, nu îi văd utilitate. Am înțeles. Oameni buni, v-am promis și mă țin, ca de obicei, mă țin de cuvânt, mă ridic și mă duc la video wall ca să-l salut pe Dan. Salut, Dane, mă bucur că mi-ești alături și că ai acceptat invitația. Te salut, Tudor, îi salut pe telespectatori. Dan Bucura nu are nevoie de multe prezentări. Este unul dintre puținii oameni, și nu e niciun fel de laudat ce fac acum, cu care pot discuta știrea următoare. Este așa, știrea 4, Aline. Știrea 4, cu care vreau să merg mai departe, o să o discut cu Dan Bucura. Întâi o să o vedeți pe ecran ca să vă spun și despre ce e vorba. Este vorba... Face premierul declarații și ne întoarcem la invitații. Al unei guvernări de centru-dreaptă. Și o să mă asigur, alături de colegii mei, că o să fie o guvernare de succes.
care se vadă în primul rând printr-o viață mai bună pentru toți românii. O să reușim doar dacă rămânem uniți și ne concentrăm exact acele obiective care ne-au adus împreună. Reformă și investiții. Și vă spun că am tratat acest buget cu mare simț de răspundere. Și aici aș vrea să mă adresez direct colegilor mei din PNL, să le mulțumesc pentru că votul colegilor mei din PNL este cel care m-a desemnat prim-ministru, m-a onorat și mă responsabilizează. Este adevărat, suntem în coaliție, în guvern, iar PNL este cel mai mare partid din această coaliție, are încrederea românilor, iar eu reprezint PNL în guvern, ceea ce înseamnă PNL în acest executiv. Este responsabilitatea mea să garantez că PNL se va achita de misiunea dată de electorat acestei guvernări și, bineînțeles, contez pe tot sprijinul colegilor din PNL în această misiune. Bugetul pe care îl prezint astăzi pentru 2021 are două elemente definitorii la care țin foarte mult. Începem reforma în toate cotloanele statului român. Dacă nu e clar, o repet. Reformă a statului român în toate cotloanele. Oprim 30 de ani de furt PSD-ist din buget, din bani publici. Și a doua, reprezintă o declarație fermă că drumul României este în Europa și nicăieri altundeva și alături de partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică. Garantăm românilor siguranță și securitate. Acum, înainte să încep prezentarea bugetului, o să mă adresez parlamentarilor PSD, o să le dau câteva secunde să-și ia un pix, o foaie și să ia notițe, ca să nu mai avem discuții după aceea. Vă așteptăm cei care știu să scrie, bineînțeles. Bugetul pentru 2021 are la bază un deficit al bugetului general consolidat de 80 de miliarde de lei. Am să vă spun de deficitul ESA, sunt trei deficite pe care lucrăm. ESA de 8,23% din PIB față de 9,1% estimat în 2020, realizând o ajustare deficitului cu un punct procentual din PIB. Veniturile bugetului general consolidat sunt de 364,9 miliarde de lei. Am rugămintea către parlamentar și către grupul PSD să respecte regulamentul ședințelor comune și să se comporte în conformitate cu acest regulament. Văd că banii... Probabil păpușile pe care le-ați adus sunt păpușile pe care le-ați manipulat de 30 de ani în administrație și în guvernare și păpușile cu care i-ați confundat pe români. Românii au discernământ și au capacitatea de a judeca și nu vă mai țineți de astfel de comportamente lipsite complet de orice fel de civilizație și de bun simț. Mă puneți în situația de a cere chestorilor să reinstituie ordinea și regulamentul în sală. Domnul Popa, vă rog frumos să părăsiți tribuna, vorbește primul ministru. Domnilor de la PSD, vă rog să vă comportați civilizat, așa cum așteaptă de la dumneavoastră cetățenii acestei țări să lăsați circul deoparte. Domnule prim-ministru, continuați intervenția. Domnul președinte, se văd și românii pe ce cheltuiesc banii din taxe cei de la PSD, îi aruncă, dar asta este. Bugetul pe 2021. Veniturile bugetului general consolidat de 364,9 miliarde de lei, în creștere cu 42,4 miliarde de lei față de anul precedent, când am reușit, în ciuda tuturor
lucrurile pe care le spuneați despre noi în spațiu public, să avem venituri la fel de mari ca în anul 2019, când ați avut creștere economică. Deci ca să fie clar pentru toată lumea, într-un cea mai mare criză din ultima 100 de ani, guvernul PNL a reușit să aibă venituri la fel de mari ca într-un an în care ați avut creștere economică. Și vorbiți de evaziune fiscală. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. 47,4 miliarde de lei din fonduri europene. Cu 13,8 miliarde lei mai mult decât anul trecut. Știu că... Deci, nu ați depășit vârsta copiilor. Vreți alocații. Eu credeam că sunt pentru copii, nu pentru parlamentari, dar în fine, dacă sunteți la vârsta copiilor, asta este. Vă înțeleg că vă trebuie bani de buzunar. Asta este. La estimarea veniturilor bugetare pentru 2021 s-au avut în vedere 7,3 miliarde de lei estimarea ANAF privind recuperarea obligațiilor fiscale declarate și amânate la plată prin efectul legii anul trecut. 2,7 miliarde de lei estimarea ANAF privind efecte pozitive asupra colectării bugetelor rezultate în digitarea ANAF și 5 miliarde repartizarea anuală a cotei de minim 75% din profitul nerealizat sub formă de dividende vărsăminte la bugetul de stat. 2,6 miliarde de lei reprezintă în sume de decontat din fonduri europene pe măsuri de prevenire și combatere pandemiei COVID-19. Bine, eu sunt sigur că o să vă placă partea a doua a discursului, dar aveți răbdare, că trebuie să vă dau și cifrele. Cheltuielile bugetului general consolidat. 444,9 miliarde de lei în creștere cu 20,5 miliarde de lei față de anul trecut. Din start, construcția bugetului pentru 2021 a fost suplimentată cu sume necesare pentru plata pensiilor care au crescut și alocațiilor care au crescut în valoare de 10,4 miliarde de lei. Deci alocațiile anul acesta au crescut cu 20%, nu știu dacă și pentru dumneavoastră, dar verificăm. La care se adaugă cheltuieli obligatorii de 5,7 miliarde de lei, dobânzi și contribuția UE. Da, contribuția UE, de unde vreau să luați banii pentru să-i dați baronul local prin amendamentele pe care o tot puneați în Parlamentul României. Investițiile în acest buget sunt în plus cu vreo 2 miliarde de lei. Dacă v-ați citi e-mail-ul, ați vedea ce am făcut cu banii. V-am trimis e-mail în fiecare lună anul trecut să vedeți unde sunt banii, dar dacă nu deschideți e-mail-ul, asta este. Astfel că ajustarea deficitului în termen ESA în 2021 este moderată pentru a putea continua sprijinul fiscal bugetar amplu din 2020 pentru înăturarea efectelor negative create de pandemia COVID-19. Mai simplu, politica fiscală anul acesta rămâne stimulativă. Deci nu poți să vorbești de austeritate când cresc cheltuielile bugetare, când ai o politică fiscală stimulativă. Ca să traduc pentru dumneavoastră. Bugetul este construit să încurajeze redresarea economică în anul 2021, dar să reducă în același timp dezechilibre bugetare apărute în perioada, și iarăși atenție, vă rog, notați, 2017-2019, când amânați facturi și făceați cheltuieli. Sunt așteptări de la mediul de afaceri, precum transparență, predictibilitate, stabilitate, simplificare în privința legislației fiscale și asta vom face. Am promis de anul trecut și m-am ținut de cuvânt. Nu am introdus taxe în acest buget și nu au crescut alte taxe. Noi ne ținem de promisiune în ce privește taxele. Este important și vom face prin acest buget să accelerăm procesul de informatizare pentru a crește gradul de colectare prin conformare voluntară. Așa se face, așa crești venitul la buget, nu prin taxe, cum făceați noastră, pe care noi l-am eliminat din prima zi. Știu, românii și-au pierdut speranța că se mai poate face ceva. Gata! Le spun tuturor românilor că se poate și că a venit momentul. Eliberăm bugetul de furtul PSD-ist. În primul rând, reformă în administrație locală și centrală. Am spus-o și o repet. Angajații sectorului public trebuie să-și asume deciziile. Salarii mai mari în funcție cu 70% decât în sectorul privat trebuie justificate. Dublarea cheltuielor de personal în sectorul bugetar în ultimii 4 ani trebuie să se vadă și în performanță. Nu se vede și nu o spun doar eu. O spun toți românii care trebuie să lucreze cu instituțiile statului.
Trebuie să existe responsabilitate și răspundere. Și da, am spus și o repet. Trebuie să putem să restructurăm aparatul de stat în funcție de nevoile curente ale societății. Nu putem să păstrăm un stat construit de comuniști, să sperăm că va face performanță în economia secolului 21. Veniturile în sectorul bugetar trebuie să fie transparente și legate direct de performanță. Este contraproductiv să existe așteptări ca salariile cresc oricum, indiferent de performanță. Ajunge, nu se mai poate opri mafia PSD-istă care le-a îndestulat buzunarele ani de zile. Și ajungem la legea salarizării, care o să fie în Parlamentul României în curând și, bineînțeles, dispare sistemul de sporuri, așa cum este el implementat astăzi. Și multe dintre sporuri dispar. Dar cel mai important este să ne asigurăm că cei funcționari publici care își fac treaba sunt cei și cei mai bine remunerați. Reforma companiilor de stat. Și iar mă uit la PSD pentru că știu că aici o să vă doară rău de tot. PSD este campion, domnule președinte Marcel Ciolacu, l-a distrus companii naționale. Dumneavoastră sunteți unul dintre beneficiarii principali, dumneavoastră și partenerii noastră. Și ar fi bine să explicați asta, de aveți o șansă de la această tribună, cum l-ați ajutat pe Omar Haisam să beneficieze de privatizare din județul Buzău și mai ales de IPRS Băneasa. Apropo, ați discutat cu teroristul Haisam la vânătoare de valizarea, în acele partide vânătoare ați discutat, când făceați poze cu el, da? Că l-a pescuit, știm ce ați discutat, ne-a spus Dragnea. Nu știm ce a discutat la vânătoare cu teroristul Haisam. Acolo să ne spuneți. Companiile de stat cară de la un buget la altul arierate de miliarde de lei. În fiecare an aruncăm bani buni în găuri negre, în loc să investim. Nu se mai poate așa. Nu putem să cărăm după noi, an după an, aceste pierderi doar de frică. Până la urmă, s-a văzut că dacă nu sunt performante, tot în faliment ajung aceste companii. Unele companii pot fi restructurate și vă spun că Tarom o să fie un astfel de exemplu de succes. A început restructurarea anul trecut și pot să facă profit. Altele nu pot. Dar să știți că nici românii nu pot să mai financeze din taxele lor furtul PSD prin aceste companii. Se oprește aici. Costul pentru societate este enorm. De 30 de ani ați fugit de reformă, clasa politică a fugit de reformă, de măsuri clare și transparente care fac bine întregii societăți pe termen lung. Nu trebuie să ne mai fie frică. Domnul deputat Ghiță, faceți de râs instituția Parlamentului. Cât credeți că o să mai suportăm comportamentul dumneavoastră de Maidan și de stadion? Luați loc, ocupați-vă locul și comportați-vă civilizat. La tribună se vorbește de la microfon în Parlament. Dacă sunteți supărați, cereți-i domnului Simonis, liderul de grup, să vă înscrie pe lista vorbitorilor de la tribună, sau veniți cu niște lucruri inteligente, nu vă mai bate joc de toți parlamentarii, nu mai încercați să distrugeți orice fel de dezbatere publică printr-un comportament care este la limita bunului simț al civilizației. Domnule prim-ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și purtați masca, că dacă mulțumesc, nu riscați să fiți amendați. De 30 de ani, clasa politică din România a fugit de reformă. De măsuri clare și transparente care fac bine întregii societăți pe termen lung. Nu trebuie să ne mai fie frică să cerem performanță, profit, transparență în modul în care sunt cheltuiți banii publici, responsabilitate de la companiile de stat. Iar soluția, o spun foarte clar, din punctul meu de vedere, nu este să ștergem datoriile, iar RAF să devină agent imobiliar. În 30 de ani au tot fost șterse datorii, iar acele companii au făcut altele noi. Fără un program clar de restructurare, nu mai putem continua. Mă aștept la managerii plătiți cu mii de euro lunar să vină cu un plan de restructurare rapid. Dacă nu pot, dacă nu știu, să spun acum. Dacă nu pot, pleacă. Mai bine pleacă singuri decât să le spun eu să plece. Și da, vom avea mai puțini oameni și aici știu că vă doare foarte rău în ceaule companiilor de stat. Oameni mai transparenți și oameni competenți. Politica salarială
pe anul 2021 pentru operatorii economici. Este prevăzută în proiectul de lege pentru toată lumea să o vadă. Aceștia au plafonată cheltuiala salarială la nivelul celui din 2020. Ei nu pot să crească salariile, trebuie să descurce cu banii de anul trecut. Reformă în administrația locală, pentru că și acolo trebuie să mergem. Este urgentă și necesară. Avem sute, poate mii de comune în România și orașe, unde primăriile nu pot, din proprie venituri, să-și plătească salariile, dar în ultimii 4 ani au angajat oameni și au și crescut salariile. Dacă nu poți să plătești salarii din veniturile proprii, atunci politica salarială se face guvernul. Transferăm această responsabilitate la guvern, pentru că nu sunteți responsabili dacă vreți să facem investiții. Reforma și creșterea economică sunt susținute de investiții. Iar în anul 2021 continuăm să alocăm pentru proiecte de investiții sume record. Da, se poate face. În criză să ai sume record și să ai și execuție bugetară. 61,9 miliarde de lei, 5,5% din PIB. Anul trecut au fost cheltuite 53 de miliarde de lei pentru investiții, iarăși o sumă record. Dar ce mai important, și anul trecut și anul acesta, jumătate din acești bani sunt din fonduri europene. Și pentru că a mai fost în spațiu public o discuție despre Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății are alocați 11, știu, veți primi alocația, dar trebuie să vă înscrieți la școală, nu știu, vedeți cum sunteți. Adică sunt legate, bursa, alocații sunt legate, ori la grădiniță, ori cu școală sunt legate. Deci, Ministerul Sănătății are alocate 11,4 miliarde de lei în creștere, de asta n-am înțeles toată discuția în spațiu public, cu 700 milioane de lei față de 2020 și cu 2,2 miliarde de lei mai mult decât în 2019, când era PSD la guvernare. Și e un an de creștere economică. Deci, să fie clar pentru toți românii, în an de criză, am alocat mai mulți bani la sănătate decât a alocat PSD în perioada de creștere economică cu 4%. Ca să vedeți prioritățile acestui guvern. Dacă știți, din reacții văd că n-ați citit bugetul sau nu știți să citiți, una din două. De menționat că anul acesta s-au alocat și cheltuiesc sume record în sectorul de sănătate. Vorbim aici de total capitol, domeniul sănătate, de 56,9 miliarde de lei. Asta o să vă placă ceva. Bugetul este un instrument prin care se realocă resursele în economie. Asta face bugetul. Luăm bani din taxe și impozite, îi realocăm pe priorități. Și ați văzut clar, prioritățile acestui guvern sunt reformă, investiții și, da, sănătate. Nu cum ați făcut când aveați creștere economică. Deși suntem într-o perioadă de criză economică, am alocat resurse pentru toate ministerele și resurse record la investiții. Pentru că doar prin investiții putem avea o economie care să crească și prin creștere economică putem să plătim și pensii și salarii. Dar în același timp, acest buget este declarația mea fermă pentru români. Că anul acesta în premieră vom tăia toate căile prin care se fură banii din bugetul statului. Este promisiunea mea pentru români și este o declarație fermă. Aceasta este cea mai proastă veste pentru voi cei de la PSD. Faptul că nu se mai poate fura din buget. Pentru că erau sigura voastră sursă de a vă îmbogăți ilegal. Din reacții văd clar că nu ați citit bugetul și românii trebuie să știe că PSD țipă aici, în Parlament, și țipă la televizor, nu pentru că nu este de acord cu bugetul României, pentru că nu l-a citit și nu îl înțelege. Țipă pentru că nu mai poate fura. Este un țipet al disperării. De asta țipă PSD-iștii. Nu înțeleg bugetul, nu știu ce în el, dar își dau seama că nu mai pot fura. Sunt doar interesați de căpușarea bugetului și își dau seama că 4 ani de zile acum încolo nu vom mai putea face acest lucru. Țipă și înjură. Și țipă pentru că pentru prima oară în 30 de ani cineva are curajul să le spună în față, ajunge. Vă mulțumesc! Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Mai rar se vede un astfel de discurs la prezentarea proiectului de buget. Mai rar, credeți-mă, le-am văzut pe toate. De 30 de ani le-am văzut pe toate. Este nevoie să vă spun, din punctul meu de vedere, 2-3 lucruri pe care le-am bifat ca fiind remarcabile. Primul, reformă în toate cotloanele statului acesta. Reformă în toate cotloanele, prioritate zero.
nici nu știu, trebuie să citesc ca să fiu corect, să nu mă duc la tribunal sau la CNA. Vom tăia toate căile de furt din bugetul statului român. Dixit, premierul Vasile Florin Câțu. Am pus accentul pe locuri de muncă și pe investiții împreună cu sănătatea. Foarte tare. Trebuie să luăm 2 minute de publicitate. Le cer scuze atât lui Raul la Timișoara, cât și lui Dan, cu lui Dan Bucura în București. Cu amândoi o să revenim imediat să comentăm ceea ce mie, și vreau să văd dacă mă confirmă gazetarul și mă confirmă medicul politician, unul dintre cele mai tăioase și mai precise, ca bisturiul, discursuri de prezentare a legii, a proiectului de lege a bugetului. Revenim imediat. Firesc, președintele Partidului Social Democrat are la tribună o reacție la spusele premierului. Să o ascultăm. Orban, cred că, domnul Orban, sunteți ultimul brontozaur al politicii românești de 30 de ani în politică la nivelul ăsta. Nu mai există în Parlamentul României niciun om politic cu vechimea dumneavoastră. Știți la fel de bine, domnule Câțu, că nu a guvernat PSD-ul România 30 de ani. Știți la fel de bine ca și mine că nu mai are niciun reprezentant în ceaurile statului român PSD-ul în acest moment. Sunt nepoatele, amantele și politrucii dumneavoastră. Ați avut grijă să-i schimbați pe toți și să-i puneți pe ei dumneavoastră. Am înțeles că PSD-ul o fură din buget. Eu mi-aduc aminte de Unifarm. Nu era PSD-ul formațiunea politică care ne-a ținut pe toți în casă în timp ce voi furați. Toate dosarele sunt la DNA. Curtea de conturi. Chiar nu ți-e rușine să vii să ne spui că noi furăm? Vezi cine stă în stânga ta și întreabă-l dacă a fost la Olaf săptămâna trecută să dea cu subsemnatul. Prietenul tău de coaliție. Bugetul cu care ați venit în Parlament și pe care cică se l-ați prezentat este o rușine pentru România. Este un buget în care nu ați considerat oportun să investiți în educație și sănătate sau să creșteți alocații și pensii conform legilor în vigoare. Atât puteți. Aceasta este viziunea dumneavoastră de austeritate pentru România și veți fi judecat de români pentru asta. Eu, în schimb, domnule Câțu, nu mă așteptam să veniți cu un buget care să încalce legea. Tocmai dumneavoastră care vă războiați cu Al Capone. Vă spun direct, faptul că guvernul continuă să împartă bani discreționar în funcție de interese politice. Acest lucru, domnule Câțu, este o infracțiune. Este o premieră absolută. Anexa bugetară 703. Nimeni niciodată în 30 de ani nu și-a permis să vină cu o anexă direcționată doar pentru anumite formațiuni politice. Întotdeauna aceste lucruri s-au dezbătut în Parlament și s-au supus votului Parlamentului. Ca să construiești o listă anexă trecută prin Guvernul României, vrem și noi să știm criteriile pe care le-ați folosit și cine a justificat aceste alocări. Nu ați avut bani de pensii, n-ați avut bani de alocații, n-ați avut bani pentru mineri, n-ați avut bani pentru profesori. În schimb, ați avut 380 de milioane
iarăși, după ce anul trecut șeful dumneavoastră folosea aceeași metodă, ați avut bani să dați la PNL, USR și UDMR. Nimeni niciodată în politica românească nu și-a permis așa ceva. Asta este normalitatea promisă de președintele Klaus Iohannis pentru viitorul României. Cu ce sunt de vină locuitorii de la Botoșani, de la Vaslui, de la jumătate din țară, Mehedinți, Călărași, Gorj, Tulcea, Olt? Acei oameni nu plătesc taxe, domnule Cățu. Cum să nu alocați, să pedepsiți oameni și administrații locale pentru că nu ați câștigat dumneavoastră acolo alegerile? Cine și-a permis până la dumneavoastră, domnule Cățu, o astfel de abordare? Domnule, dacă nu le alocați bani, măcar nu îi mai pune să plătească taxe, domnule. Vreți să plătim și taxe și să alocați banii numai în județele în care ați câștigat dumneavoastră alegerile? Doamnelor și domnilor, PSD nu va vota bugetul în această formulă. Totul pentru voi și nimic pentru români. Și dacă aici, în Parlament, nu vei respecta românii din întreaga țară, și cei care au votat și cei care nu, atunci eu și colegii mei, parlamentari, simpatizanți, administrațiile locale, aleși locali, vom merge în stradă alături de ceilalți români care ies zilnic. Îi dau cuvântul în continuare, tot din partea grupului parlamentar al PSD, doamnei senator Gabriela Firea. Doamnă președinte a Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, stimați secretari, dragi colegi, domnul președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ne-a transmis doamnelor din sală și sunt convinsă că și doamnelor care ne urmăresc prin intermediul transmisiilor televizate, să fim acum la început de primăvară iubite și fericite. Cu iubirea sperăm să ne descurcăm. Haideți să vorbim puțin despre fericire. Domnule președinte, doamnele care vă privesc acum din întreaga țară, femeile din România cu siguranță vor fi foarte fericite dacă dumneavoastră și colegii dumneavoastră veți vota amendamentul colegilor noștri. Da, trebuie să luăm un pic de publicitate și ne întoarcem. Îi mulțumesc lui Dan Bucura că ne este încă alături. Revenim cu comentarii. În Parlament lucrurile se încing rău. Rămâneți cu noi!